Bună seara, domnilor și domnilor! Bine ați venit din nou la emisiunea noastră frumoasă, sub semnul întrebării, într-o zodie, în niște vremuri în care România este din ce în ce mai greu încercată. Astăzi a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al Partidului Social Democrat, unde s-a lăsat cu două demiteri președintele organizației Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, și secretarul general al partidului, Marian Naxu, au fost excluși din rândurile membrilor PSD în niște vremuri în care Partidul Național Liberal nu-și găsește nici de cum cadența, principalul partid de opoziție, având o singură problemă la ora actuală, și anume problema cu Dacian Cioloș, pe care toată lumea îl cunoaște ca fiind produsul, de fapt, al lui Ardelean, al fostului șefa, știu eu, 2 și un sfert, domnul Ardelean, cel care este nașul lui Dacian Cioloș. Și eu cred că Dacian Cioloș, în toate etapele devenirii lui ca fostului și de data aceasta este produsul Vulpii, și sper ca să rămână doar atât, un produs al Vulpii, pentru că de când acest personaj a apărut pe scena politică a României, foarte multe rele s-au întâmplat în România. Să ne amintim doar de prestația lui din perspectiva de comisar european pentru agricultură, să ne amintim doar de prestația lamentabilă a guvernului pe care l-a condus atunci când s-a instaurat, după dezastrul de la Colectiv, în urma demisiei guvernului Ponta. Sunt multe lucruri de spus despre acest personaj, zic eu, odios, plus al serviciilor secrete, numit Dacian Cioloș, și îmi pare rău că la ora actuală principalul partid de opoziție, Partidul Național Liberal, are o prestație lamentabilă. Și ceea ce mă îngrijorează și mai mult este faptul că președintele acestui partid n-are niciun fel de orizont, n-are niciun fel de plan, program, nimic, absolut nimic cu care să contracareze bătălia, războiul din interiorul PSD-ului, un partid foarte mare care, bineînțeles, este lovit de tot felul de orgolii, de păreri personale. Și iată, au existat voci care spun că astăzi a fost înfrânt în interiorul CEX-ului dreptul la liberă exprimare. Eu mi-am propus, ca să nu mai vorbesc foarte multe despre scena politică românească, pentru că este o scenă politică românească care nu are niciun fel de legătură cu agenda cetățeanului, cu marile probleme internaționale. Vreau să vă spun așa foarte rapid că astăzi au intrat în vigoare sancțiunile pe care Statele Unite le-au impus împotriva Iranului, și foarte mari firme, constructoare de mașini, alte firme importante care au afaceri de multe miliarde de dolari în Iran, vor suferi de pe urma acestor sancțiuni, și s-ar putea ca și România să sufere de pe urma acestor sancțiuni. Și n-am auzit astăzi pe niciun politician, pe niciun partid, pe niciun membru al guvernului, pe nimeni să refere la eventualele consecințe asupra României începând de astăzi, ca urmare a aplicării acelor sancțiuni de către Statele Unite împotriva Iranului. Și mi-am propus, doamnelor și domnilor, și v-am spus pe parcursul acestor două luni, ca în prima zi, când am posibilitatea să-l prind pe, să zicem, eroul nostru din Petroșani, Avram Iancu, să-l aduc în fața dumneavoastră să vă povestească ultima mare aventură pe care a dus-o la sfârșit cu bine, și anume traversarea Mării Negre de la Sulina, acolo unde s-a întâlnit anul trecut, după ce a trecut Dunărea, de la Vizoare până la Vărsare, și să înoate până la, iată, până la Istanbul, acolo unde prin strântoarea Bosfor și Dardanele, Marea Neagră se învecinează cu Marea Mediterană. Îi mulțumesc domnului Avram Iancu, îl salut, bună seara, bine ați venit, și încă o dată foarte multe felicitări pentru curajul, determinarea și
Până la urmă, iată, al treilea succes în al treilea an, foarte important pentru noi, pentru România, pentru Valea Jiului, dar mai ales pentru dumneavoastră. Ați intrat în cartea recordurilor, sunteți unul dintre probabil cei mai cunoscuți români și după două încercări reușite, și anume traversarea canalului Mânecii și anul trecut notul pe Dunăre de la izvoare până la vărsare, anul acesta inițial v-ați propus să notați pe fluviul Mississippi din Statele Unite, după care v-ați schimbat planul și iată, așa cum noi am anunțat treaba aceasta într-o emisiune, cu mai multă discreție ați ales ca să dați piept cu Marea Neagră, știut fiind faptul că Marea Neagră este o mare foarte dificilă și ați înotat într-o perioadă foarte dificilă. Septembrie, octombrie, fiind două luni care nu prea sunt foarte prietenoase, zic eu, cu o astfel de încercare. Încă o dată vă mulțumesc tare frumos și aș vrea să începem prin a vă spune dumneavoastră primele impresii de după această reușită. Bună seara, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Am ascultat cu mare atenție preambulul emisiunii dumneavoastră și ascultându-vă cu foarte mare atenție, vreau să vă spun că mi-a fugit gândul la Jules Verne. Și am să vă spun de ce. Eu sunt foarte încântat de faptul că mari scriitori ai lumii și în acest caz Jules Verne a cântat, dacă pot spune așa, atât de frumos România. Ținuturile acestea, dacă ne aducem aminte de Pilotul de pe Dunăre, da, lui Jules Verne, care descrie o foarte mare parte a României în romanul său, ne aducem aminte de Castelul din Carpați, da, iar a dedicat marele Jules Verne un roman unui loc din România. Nu știu sigur dacă l-am identificat, se spune că ar fi chiar și pe aici, pe lângă Vulcan. Nu asta este atât de important. Dar important este să ne aducem aminte de faptul că mari oameni ai lumii au acordat atenție acestor ținuturi. De ce? Pentru că sunt frumoase, pentru că au valoare, pentru că poporul acesta este minunat. Și în tot acest amalgam pe care dumneavoastră l-ați amintit, cred că trebuie să ne ațintim mai mult atenția asupra valorilor pentru care trebuie să luptăm. Și de aici a venit această idee de a nota în Marea Neagră, după ce foarte bine ați reamintit faptul că am vrut să înot întregul curs al fluviului Mississippi. De ce? Pentru că anul trecut, după ce am înotat Dunărea, americanii de la World Water Swimming Association au făcut o nominalizare istorică pentru România. M-au nominalizat pentru titlul de înotătorul anului 2017 în lume. Și am vrut să not la ei acasă pentru încă o confirmare a faptului că nu au greșit făcând această nominalizare. Din păcate, nu s-a putut realiza în timp util toate aprobările de care am avut nevoie și a trebuit să mă gândesc la altceva. Și m-am gândit exact la locul unde anul trecut am terminat o poveste și am zis să pornim o altă poveste, pentru că atât Pilotul de pe Dunăre cât și Jules Verne au murit. Bine, ei rămân veșnic în amintirea opiniei publice, dar eu cred că noi cei vii avem datoria să ducem poveștile mai departe, să scriem astfel de povești încât copiii și nepoții noștri să fie mândri de ele, adică să ducem ștafeta mai departe. Și am dorit să continui în notul exact de unde s-a terminat anul trecut, adică de la Sulina, de la kilometru zero al fluviului, și am vrut de această dată să înot în mare, nu într-un fluviu, și am vrut să mărșăluiesc către Istanbul și nu întâmplător am ales această destinație.
Mi-am amintit că acolo a avut loc cu aproximativ 304 ani în urmă un eveniment care pentru mine personal, nu știu ce înseamnă acest eveniment într-o lume în care valorile acestea spirituale sunt din ce în ce mai uitate, dar pentru mine înseamnă enorm sacrificiul familiei Brâncoveanu, care acolo, la Istanbul, a trăit un sacrificiu și un supliciu extraordinar. De să-ți vezi copiii, patru copii la număr, în fața ta decapitați și să vezi cum li se aruncă trupurile în strâmtoarea aceea celebră a Bosforului, pentru mine reprezintă un exemplu extraordinar. Și am zis să not înspre locul acela și am dedicat întregul meu efort aducerii aminte a faptului că au fost, sunt și eu cred că vor fi și în continuare oameni care să dea exemplu și să lupte pentru neamul acesta, pentru dragostea aceasta de țară. Această încercare reușită vine în anul centenar. Această încercare reușită pentru mine reprezintă faptul că dumneavoastră, într-un felul acesta, să zicem, particular, ați reușit să duceți către Istanbul un mesaj pe care românii au încercat să-l ducă foarte multe sute de ani de zile, și anume faptul că, iată, nu doar turcii au venit către România, avem și un român de-al nostru care, până la urmă, prin această traversare, a reușit să ducă mândria românească la Istanbul și să dovedească Turciei că și în România se nasc eroi. Asta pentru mine a fost un mesaj mult mai important decât toate celelalte mesaje. Și mă gândesc că până la urmă se va decanta acest mesaj și el va fi privit cu întreaga încărcătură emoțională de care trebuie să fie, pe care trebuie să-l aibă. Înainte de a difuza un mic material și rog pe colegii mei din regie să-l pregătească, eu aș vrea să vă mai pun o întrebare punctuală. Vedeți, la traversarea canalului Mânecii ați avut permanent în jurul nostru o embarcațiune care v-a urmărit și, Doamne ferește, într-o situație dificilă, știu eu, ar fi intervenit în timp util. La fel s-a întâmplat și în încercarea dumneavoastră sau în reușita dumneavoastră de a traversa Dunărea de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră. De data aceasta am stat și m-am gândit așa, traseul pe care l-ați avut pe mal, pe foarte aproape de țărm, nu cred că v-ați depărtat la zeci, sute de kilometri de țărmul da, Mării Negre. Între 100 și 6 km, între 100 de metri și 6 km. Asta a fost distanța în funcție de configurația terenului. Iar echipa dumneavoastră, stafful dumneavoastră tehnic, nu cred că a avut pe acest traseu șoselele necesare, drumurile necesare să vă urmărească îndeaproape. Cum ați reușit ca să vă coordonați, să vă sincronizați cu echipa tehnică, astfel încât să nu aveți nicio problemă? Da. Probleme au fost multe. Am să încerc să fac așa un tablou a cum s-au desfășurat lucrurile, dar mă bucur că din nou ați punctat un lucru foarte important. Am avut oameni alături de mine care m-au ajutat să înving. Văd acolo pe burtiera Avram Iancu a învins din nou. Nu Avram Iancu a învins, nu am eu niciun merit. Meritul este întreg al echipei, fără de care nu aș fi putut să fac absolut nimic, și meritul din nou este al lui Dumnezeu, care a zestrat poporul român cu un ADN foarte puternic. Într-adevăr, au fost 5 caiaciști care m-au însoțit vremelnic în tot acest periplu. Dacă îmi dați voie să-i și enumăr, este vorba de Călin Ene din Sulina, care m-a ajutat pe porțiunea României. Apoi a fost Lucian Ionescu, o singură zi, a descoperit ceva probleme de sănătate și a trebuit să renunțe. Apoi a fost un scafandru din Constanța, Adrian Zapis.
apoi pentru două săptămâni, apoi a fost Adi Dăianu din Târgu Cărbunești pentru o săptămână și pe ultima parte, două săptămâni și ceva, Ulise Galu din Brașov, care și este campion național la Whitewater, adică la mersul cu caiacul pe ape repezi de munte. Deci aceștia au fost oamenii care au trudit zi de zi alături de mine pe apă 6, 7, 8 ore de trudă zilnică pe apă. Ei aveau rolul, în primul rând, de a asigura minimum de care aveam nevoie, adică să-mi dea apă, să mă hidratez, câte un gel energizant la fiecare oră și, bineînțeles, siguranța era pe primul loc în cazul în care, Doamne ferește, se întâmpla ceva, să fie cineva acolo pe apă. Bun, și pe apă. Legătura dintre dumneavoastră și echipa de caiaciști care vă însoțea destul de aproape de momentul în care notați acolo, și stafful de pe mal, cum se făcea? Telefonic. Telefonic și prin internet. Iar pe uscat, așa este, am avut o mașină de suport terestru, adică mașina mea personală, pe care o știe toată deci lumea. Deci cum, când terminați ziua de not, mașina era pe drum, cum ajungea la malul mării? Existau locuri, momente sau oportunități în care mașina dumneavoastră de pe sol, de pe șosea, putea să ajungă la malul mării la dumneavoastră? Sigur, deci erau momente în care mașina putea să ajungă și astea au fost cele mai multe momente, dar au fost și porțiuni unde 4-5 zile mașina n-a avut acces la țărm. Și dumneavoastră doar cu ceea ce era în caiac, exact. Și dumneavoastră v-ați descurcat și da, atunci aveați blindat, hrană, aveați tot ce trebuie. Ne-am blindat caiacul cu tot ce aveam de nevoie, un kit minim de supraviețuire, adică cort, saci de dormit, și am hrană. Avut 34 de conserve pentru alea 5 zile, am avut 34 de conserve, vreo 4-5 pâini și vreo 2-3 bidoane de 5 litri de apă. Și ajungeam pe unde ajungeam, montam cortul, mâncam și aia era ziua. La un moment dat Călin Ene spunea, de care conservă vrei să mănânci? Ei, ele cum erau 34 acolo, zic acum, dar nu o să scoți 34 de conserve să mi-o dai pe ultima. Dă la rând, ce vine la rând și uite așa... Da, aș vrea să le spun telespectatorilor noștri din țară, care probabil că vă urmăresc cu mare atenție acum, că pot să sune și să vă pună întrebări, să facă comentarii în legătură cu performanța noastră la numărul de telefon pe care îl vor afișa băieții de la Tehnic pe ecran, iată, 0254544100. Și acum aș vrea să vizionăm filmulețul acela, știu eu, poate că este important pentru desfășurarea în continuare a emisiunii noastre. Iată filmulețul. Salutare, prieteni! Ne aflăm la Caraburun, adică la aproximativ 60 până la destinația finală. Este a 56-a zi de efort, sunt epuizat fizic, dar mai ales mental, pentru că au fost foarte multe lupte, probleme în acest proiect și absolut orice problemă a trebuit să treacă pe la mine. Dar singurul lucru bun în această zi este faptul că, așa cum vedeți, este un soare extraordinar și vântul bate dinspre țărm, înspre mare și, cum puteți vedea, marea în aceste condiții este ca un lac. Voi încerca să profit din plin de această vreme. Încerc și astăzi să parcurg 15, dacă nu 18 km ca și ieri. Nu va fi ușor pentru că temperatura apei este foarte scăzută, 16 grade. Dar ar mai fi și o veste bună, conform estimărilor, în strâmtoarea Bosfor, temperatura pe ar fi un grad sau două ceva mai ridicat. Oricum, tot rece, dar tot e bine că se depășește acest prag de 16 grade. Am mai notat în astfel de ape, când am traversat în not canalul Mânecii, acolo temperatura era asemănătoare. Așa că teoretic, pur teoretic, ar trebui să pot să duc această luptă până la capăt și să ne bucurăm împreună de victorie.
Trăiască România! Deci, excepțională declarația dumneavoastră sau comentariul dumneavoastră. Deci a fost a 56-a zi în momentul în care ați filmat acest, nu neapărat interviu, această... Start, era dimineața această, zilei respective. Acest început de poveste a zilei, cumva. Da. Dar de aici rezultă că încercarea dumneavoastră a fost plină de foarte multe dificultăți. Apa rece. Și mă gândesc că în aproape 60 de zile vremea n-a fost tocmai favorabilă. V-ați confruntat probabil cu vreme rea, furtuni. Noi aici în România ne uitam în fiecare zi la buletinul meteo, urmăream cu mare atenție starea vremii acolo, să vedem ce avramea cu ce face atunci când trage câte o furtună și valurile sunt atât de mari încât nici măcar vapoarele nu ies în larg și stau acolo la rada porturilor. Cum au fost toate aceste lucruri? Da. V-ați confruntat cu astfel de situații? Ați avut, să spunem, momente dificile? Bineînțeles, în 60 de zile de periplu acvatic nu ai cum să nu treci prin toate ciclurile vremii. Ce au fost și au fost și zile extraordinare, dar bineînțeles că după zilele alea extraordinare trebuiau să vină și zile de furtună, le știam că trebuie să vină. Singurul lucru care era deosebit de stresant pentru mine era atunci când eram obligat să stau la mal din cauza unor furtuni, pentru că vreo 10 zile a trebuit să stau forțat la mal. Iar acea așteptare era deosebit de dificilă pentru mine, pentru că știam că așteptând nu va veni vara, dimpotrivă, va veni iarna cu frigul și nu era deloc avantajos pentru mine să stau. Am plecat într-adevăr un pic cam târziu în această aventură, pe 2 septembrie. Am făcut eu niște calcule și anume că la limită s-ar putea termina, dacă Dumnezeu mă va ține sănătos și am să pot să merg la capacitate maximă. Așa este, venea iarna, dar dacă ar fi fost să înot numai în România până pe 31 octombrie când am terminat, nu aș fi făcut față. Dar totuși, mergând către sud, un pic, câte un grad mai câștigam. Deci înaintam în timp ca perioada anului, dar în același timp și mai câștigam câte un grad, dar totul a fost la limită. Spuneam acolo că, conform estimărilor, în Bosfor va fi temperatura ceva mai mare, dimpotrivă, a fost mai mică temperatura cu un grad, 15 grade a fost în strâmtoarea Bosfor. Noi aici în România urmăream buletinele meteo și toate din aceste buletine meteo ne spuneau că vremea rea vine dinspre Mediterană, cumva vine un ciclon dinspre Mediterană care se va abate asupra Greciei, asupra Bulgariei, asupra Turciei. Am trecut și prin ăla, dar așa cumva coada ciclonului a venit, deci n-a venit în plin în zona aceea unde eram. Asta a fost un lucru foarte bun, dar cu ciclonul acela trebuie să stau 2 zile. Deci 2 zile am așteptat din cauza acestui ciclon. Și cum era marea? Varuri foarte înalte? Sigur. Ploaie, vânt? Sigur, și depinde foarte mult din ce direcție bătea vântul. Dacă bătea dinspre țărm, înspre larg, era în regulă, că nu apuca vântul să ridice valuri, dar când se pornea vântul dinspre larg, înspre
continent era jale, pentru că se ridicau valuri și de 2-3 metri. Și a trebuit să notăm și așa. Vreau să vă spun așa, încercarea dumneavoastră a cuprins trei etape importante. Prima etapă pe teritoriu sau pe, să zicem, pe spațiu maritim al României, a doua etapă Bulgaria și ultima etapă, un pic mai scurtă, Turcia. Care dintre aceste trei etape au fost cele mai dificile din punct de vedere al mării, al condițiilor meteo, al, știu eu, accesului la dumneavoastră din partea staffului echipei, a mașinii și așa mai departe? Toate trei aceste porțiuni au avut particularitățile lor și dificultățile lor și încerc să vi le spun. Pe România am avut două mari probleme. Una, lupta cu distanțele și încercarea organismului să se adapteze la ceea ce îl supuneam, adică am avut vreo două săptămâni foarte mari dureri musculare. Deci gândiți-vă, să not zilnic atâta distanță, aproximativ 15 km, nu a fost deloc ușor și a trebuit să trec peste aceste momente de transformare. Tot în România m-am lovit de o problemă pe care n-am anticipat-o absolut deloc și n-am luat-o în calcul. Este vorba de prezența meduzelor, sute, mii, sute de mii, câte ori fi fost, nu știu, un atac al meduzelor extraordinar. Pe toată coasta României? Pe toată coasta României. Și de ce am avut problema aici? Pentru că apa în România este un pic mai tulbure. De ce? Din cauza gurilor de vărsare a Dunării. Deci gurile de vărsare a Dunării aduc niște aluviuni care fac apa pe litoralul românesc să fie un pic mai tulbure ca pe la vecinii noștri. Ei, și în condițiile astea nu vezi meduzele, deci nu le vezi. Și ați fost atacat aceste, efectiv de meduze? Nu atacat, intram eu în ele, practic eu le atacam pe ele, ele erau în mediul lor, ele erau la ele acasă, eu eram cel care eram intrus sau musafir. Și din când în când, pentru că ele erau foarte multe, aceste meduze aterizau, dacă pot să spun așa, direct pe fața mea sau pe rănile care le-am avut pe burtă încă din prima zi de înot. Dar rănile acelea de unde au apărut? Când am ieșit din Dunăre, era acolo un loc, o spărtură într-un zid, am trecut de zidul acela și după aceea a mai fost un zid subacvatic de care nimeni nu știa și l-am rașchetat eu cu burta, efectiv. Dar o rană meduzele foarte nu v-au mare. Mușcat, nu v-au... Nu te mușcă, meduzele au un fel de gelatină, un fel de otravă care rămâne pe organism și care creează un disconfort teribil, usturime, durere foarte mare și pe toată porțiunea României am suferit din plin din cauza meduzelor. Apoi, în Bulgaria, lucrurile puțin se schimbă, relieful se schimbă și există foarte multă stâncă pe teritoriul Bulgariei. Ori aici s-a mai ridicat o mare problemă, pentru că erau porțiuni de 7, 8, 9 km unde malul era faleză, de stâncă, nu puteam să ies nici eu și nici caia acestu. Deci trebuia să înot neapărat, reziști, nu reziști, trebuia să anoți până la o plajă foarte mică, așa un golfuleț mic, unde puteam să ies atât eu cât și caiacul și unde putea să vină și mașina. Dar acolo, bineînțeles că tot ce înseamnă golfuleț de genul acesta este super amenajat și super taxat. Deci nu poți să ajungi cu mașina. Spuneți-mi și bariere. Sunt foarte interesante poveștile dumneavoastră. Spuneți-mi și mie. Pentru că s-a vorbit foarte mult în România despre faptul că Bulgaria a investit foarte mult în turism, stațiunile lor sunt așa și pe dincolo. Am fost și eu în Bulgaria, în mai multe locuri, am fost în Turcia, pe malul mării, am fost și în România. Spuneți-mi și mie, comparativ, cum se vede litoralul românesc cu cel bulgar și cu cel turcesc, de exemplu? Când vă uitați către stațiunile românești și către stațiunile din Bulgaria. Da. Care este diferența? Haideți să vă zic, cred că nu se mai pune problema despre faptul că îmi iubesc sau nu țara. Deci eu chiar sunt
cred că sunt un patriot și îmi iubesc foarte mult țara. Vă dați seama că tocmai de aceea am pus această întrebare, că vreau să știu cum vede un patriot această realitate. Deci un patriot, privind cele trei litorale, trebuie să recunoască cu modestie că vecinii noștri au ceva în plus. Și am să vă spun ce. Au o binecuvântare de la Dumnezeu în plus. Litoralul nostru nu are munte. Deci nu are munte. Are plaje foarte frumoase, stațiuni care sunt ok, hoteluri. Avem și noi niște golfulețe din alea făcute în mod artificial. Deci avem. Dar cum treci la bulgari, dai de altceva, dai de stâncă. Adică te poți duce undeva sus și te uiți de sus la mare, ceea ce noi nu avem. Și asta spuneam, că relieful acesta chiar nu-mi permitea să ies la țărm. Ei, iar după 6-7 kilometri, cum v-am spus, găsești golfuri din acelea minunate pe care le vezi în filme, cu apa foarte curată, și cam asta este. Bineînțeles că au și investit fiecare în felul lui, marea este mare peste tot, dar, cum am spus, și în Turcia la fel. Deci există munte foarte, foarte mult și de aceea, că vă spuneam mai la început, că m-ați întrebat la ce distanță notam de țărm și v-am spus că între 100 de metri și 6 kilometri. Ei, de exemplu, la Cap Caliacra în Bulgaria este pur și simplu o peninsulă de aproape 3 kilometri, 2 kilometri jumate într-o parte și în partea cealaltă sunt 5 kilometri. Deci a trebuit să not în larg 2 kilometri jumate, am trecut de cap și după aceea m-am întors aproape 5 kilometri înapoi pe țărm. Lucruri din astea nu găsești în România decât atunci când traversezi porturile. Un moment dificil a fost când am traversat portul Constanța, un port foarte mare. Acolo am înotat aproape 6 ore în continuu, doar ca să trec. Și ați avut sprijin din partea autorităților ca să puteți traversa în siguranță raza porturilor? Sigur că da. Și pentru această acțiune am făcut demersuri oficiale către Ministerul de Interne și Afacerilor de Externe pentru sprijin diplomatic. Vă dați seama, n-ai cum să te duci să noți așa prin Turcia, mai credea că ești vreun refugiat care vrea să ajungă cine știe unde. Trebuie neapărat să facem o pauză de publicitate, dar revenim în partea a doua, când vă așteptăm și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă spuneți opinia vis-a-vis de eroul nostru Avram Iancu și de încercarea dusă la bun sfârșit de curând. Deci pauză de publicitate, revenim. Vila Elisabeta vă oferă cazare într-o oază de liniște și relaxare cu un climat optim pentru întâlnirile dumneavoastră de afaceri, petreceri, evenimente speciale, conferințe, training. În plus, diversitatea de preparate culinare românești sau din bucătărie internațională însoțite de băuturi selecte și o atmosferă intimă vă va oferi o ambianță discretă și servicii de calitate. Vila Elisabeta, o bine meritată cazare și relaxare în Alba Iulia.
ESG-ul Exchange Petrila vine în întâmpinarea nevoilor tale cu servicii Western Union, dar și cel mai bun curs valutar din oraș. Casa de Amanet vă oferă prețuri avantajoase la aur, 92 de lei per gramul de 14 carate și 110 lei gramul de 18 carate. Doar la noi beneficiezi de cel mai mic comision Amanet din oraș, doar 0,15%. Ne găsiți în Petrila, la strada principală, lângă poștă. Revenim din nou în direct, doamnelor și domnilor, cu eroul nostru din această seară, Avram Iancu, cel care a notat de la Sulina la Istanbul, pe malul Mării Negre, în anul centenarului, dedicând această a treia performanță istorică pe care a reușit să o dobândească, să o realizeze, anului centenarului și centenarului Unirii României. Iată, cu o lună și ceva, aproape două luni de zile înainte, ați reușit să reveniți în Valea Jiului și în pauza de publicitate povesteam despre peripețiile pe care dumneavoastră le-ați avut în această foarte grea încercare și aș vrea să vă întreb, comparativ cu celelalte două, această a treia încercare, cum a fost? Mai grea, mai ușoară, la fel de grea? Care au fost diferențele între... Pentru că au fost trei încercări foarte diferite una de alta. Prima dintre ele, traversarea canalului Mâneci, a fost înot de o zi, într-o mare rece, într-o strâmtoare, dar știați că plecați din Anglia și ajungeți pe coasta, știu eu, a Franței. Știați foarte bine curenții, știați foarte bine specificul acelei strâmtori, pe când aici, în Marea Neagră, se știe foarte bine că sunt curenți foarte înșelători, așa, de fund, care v-ar fi putut deturna încercarea până la urmă. Fiecare încercare este deosebită și are dificultățile ei. Eu am mai făcut astfel de comparații. Spre exemplu, canalul Mânecii l-aș putea compara cu ascensiunea pe Everest. Dunărea aș putea o compara cu o alergare de 89 de zile, adică zilnic să alergi 89 de zile în continuu din Petroșani până pe Parângul Mare și înapoi. Dar zilnic, 89 de zile. Deci ce poate fi mai greu? Nu știu. Iar Marea Neagră a fost cu totul deosebită. A avut elemente atât din canalul Mânecii de dificultate, cât și de la Dunăre, pentru că a fost și aici o anduranță deosebită de 60 de zile versus 89 de zile de la Dunăre, dar parcă nici unde nu mi-a fost răbdarea încercată ca în această încercare de pe Marea Neagră. Deci a fost, din punct de vedere psihic, cel mai chinuitor a fost în Marea Neagră. Citesc aici pe internet, sunt o grămadă de foarte multe publicații, Ziua de Constanța, TVR și alte publicații importante, să spunem așa, Radio România Constanța, au subliniat performanța dumneavoastră excepțională și tăria dumneavoastră de caracter, în primul rând, pentru că la un fizic care nu vă prea ajută așa foarte mult în ceea ce privește acest sport foarte dificil, înotul de anduranță, ați reușit niște performanțe excepționale care de fapt nu se referă la faptul că un înotător câștigă titlul olimpic la 100 de metri fluture, acolo unde se confruntă cu secundele, cu minutele, cu recordul. Dumneavoastră v-ați stabilit o țintă pe care nimeni până la dumneavoastră n-a reușit să o, măcar să o identifice, dar minte să o atingă. Care e diferența de mentalitate, de psihic a învingătorului Avram Iancu în comparație cu un astfel de caz de campion olimpic la înot sau știu eu? Deci toată stima pentru campionii olimpici, indiferent în care ramură sportivă,
medalia olimpică, aurul olimpic este visul oricărui sportiv și probabil se spune și eu cred că așa și este, este incomparabil cu orice. Dar aici vorbim de înotul în ape deschise. Este cu totul altceva. Și această încercare de a stabili anumite recorduri înfruntând natura este cu totul deosebit. Am mai povestit noi despre canalul Mânecii, cum s-a realizat prima traversare într-un mod cu totul deosebit. Un om a vrut să-și câștige libertatea, practic, și s-a aruncat în apele canalului Mânecii și a trecut dincolo în 30 de ore. Deci când vorbim de astfel de confruntări, trecem într-un alt poveste, domeniu. Poveste sau chiar realitate? Este realitate. Jean Salaty este unul dintre soldații din armata franceză care a fost deportat în Anglia. Este consemnată în cărți. Am cartea la bibliotecă, se poate citi. Păi eu acolo am citit și așa mi-a schimbat viața, dacă pot să spun lucrul acesta. Este cu totul altceva, sunt alt fel de provocări. Să vă dau un exemplu. Când eram acum în Marea Neagră și curenții pur și simplu mușcau din mine, sau altfel spus, trăgeau de mine din toate părțile, pe acolo la Cap Caliacra, unde se uneau cei doi curenți, pur și simplu era o linie așa de spumă extraordinară. Deci simțeam cum mă dezintegrez pur și simplu acolo. Și valurile erau de un metru, un metru jumate. Deci credeți-mă, chiar mă gândeam la lucrurile acestea. Nu poți să execuți tehnica, celebra tehnică de înot, deci aia care este scrisă la carte, aia pe care și o ce practică, folosit, aia pe care o practică campionul olimpic. Acolo este o tehnică a supraviețuirii pur și simplu. Deci în așa fel trebuie să te miști încât să nu te neci. Pentru că, să vă dau un exemplu, înoți și când scoți capul afară, da, să tragi aer, tu de fapt nu tragi aer, pentru că în momentul de față, în momentul acela vine cade val pe tine un val și în loc să iei aer, iei apă. Na, ce tehnică, poți să faci o comparație? Nu, asta nu înseamnă că unii sunt mai buni și alții mai puțin buni sau unii mai tari sau mai... Deci sunt două lucruri diferite, n-au legătură una cu cealaltă. Nu au deloc legătură una cu alta. Aș vrea să vă întreb, în momentul în care vă apropiați de Istanbul, mai aveați 3 zile, 4 zile, la ce vă așteptați din partea autorităților, din partea, știu eu, publicului, oficialităților de acolo? Cine v-a întâmpinat? Cum v-a întâmpinat? Da, am avut ceva emoții după ce am trecut de o experiență foarte frumoasă chiar la graniță. Deci la granița Bulgariei cu Turcia am fost așteptați de o șalupă a pazei de coastă turcă, foarte bine echipați, ne-au primit foarte frumos, ne-au condus la sediul lor, ne-au dat 3 feluri de mâncare. Deci iată, intrarea în Turcia a fost o experiență foarte frumoasă, o primă impresie frumoasă. Apropiindu-ne de celebra strâmtoare Bosfor, bineînțeles că am avut emoții. De ce? Pentru că ăla este un loc cu totul special și foarte tranzitat, deci este un trafic infernal acolo. Să intri în strâmtoarea Bosfor cu o embarcațiune, ai nevoie de 2 mari aprobări. Din partea guvernului turc și din partea căpitaniei zonei respective. Ori aceste aprobări se obțin pe anumite criterii, deci nu foarte ușor. Și chiar dacă o navă obține aprobarea, trebuie să fie escortată de o embarcațiune turcească. Ei, ori să vină un înotător acolo să își dorească să înoate. Și până la urmă, cum de-ați obținut aceste aprobări? Așa cum v-am spus, prin Ministerul Afacerilor Externe s-au făcut demersuri diplomatice pentru a fi susținut în acest demers deosebit și am obținut toate aceste aprobări. La gura de intrare a Bosforului deja mă așteptau 2 șalupe cu câte 7 militari în fiecare
șalupă și fără să-mi propun, deci fără să-mi propun, așa s-a întâmplat, așa a rajat divinitatea, să intru în strâmtoarea Bosfor fix de ziua națională a Turciei. Și vă mărturisesc acum că da, am simțit oarecare mândrie că un român începe să mărșăluiască prin această strâmtoare către Constantinopol. Și aveam ca după 3 zile de chinuri deosebite, într-o apă mult mai rece decât în Marea Neagră, am ajuns la final. M-am bucurat cu un ochi de tot ceea ce vedeam, de frumusețile din jur și de măreții acestui trafic. Am trecut pe lângă niște nave deosebit de mari, atât militare, cât și din astea de transport comerciale. Am trecut pe lângă celebrele cetăți care erau față în față și care străjuiau odinioară această strâmtoare și care aruncau ghiulele foarte mari asupra corăbilor care vreau să pătrundă pe acolo. După care, așa cum a fost într-un final, am ajuns la destinația finală, la capătul celălalt al Bosforului, la intrarea în Marea Marmara, unde am fost așteptat de un grup de turci, de oficialitățile române, de la consulatul din Turcia. Am fost întâmpinat chiar de unul dintre cei mai buni înotători turci în ape deschise, ceea ce pentru mine a însemnat o mare onoare. Și odată ajuns acolo, am putut să mă bucur de această victorie, de această biruință care, așa cum am spus, îmi place să cred că nu este numai a mea, ci este a tuturor românilor, cel puțin a românilor care au simțit aproape de mine și care mi-au transmis mesaje de încurajare. A fost modul meu de a sărbători anul centenar, dorind să ne aducem aminte de faptul că ADN-ul românesc este foarte puternic și că trebuie să fim doar încrezători în ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și punctul terminus al aventurii dumneavoastră, al poveștii dumneavoastră, de fapt, unde a fost efectiv? Pe o plajă, pe un chei? Unde v-ați finalizat această aventură? Nu era plajă, erau așa un fel de bolovani, nu mai mi-aduc aminte exact cum se numește în turcește locul acela, era și o ceainărie în jur, pentru că turcii sunt mari consumatori de... Da, ați finalizat înotul pe malul european sau pe malul asiatic? Pe malul european, sigur, pe malul european. În vechiul Constantinopol. Exact, deci până acolo m-am dus... Păi chiar sub zidurile vechii cetăți, exact acolo am terminat. Și oficialii turci, reprezentanții turci, ce au spus? Ce v-au transmis? Ce păi mesaje? Au fost și ei foarte, foarte uimiți de ceea ce am dorit să fac. Am primit foarte multe telefoane de la diverse personalități din rândul lor. A fost o experiență frumoasă. Ei chiar au fost dispuși să-mi acorde 24 din 24 asistență pe apă. Nu a fost cazul decât în locurile unde chiar exista un pericol. Mai avem 5 minute din această emisiune și aș vrea să ne referim puțin la episodul Bulgaria. Cum a fost în Bulgaria? În Bulgaria a fost foarte greu datorită acestor stânci, care nu îți permiteau să ieși. După aceea trecut prin fața stațiunilor, prin fața portului Varna, știu eu. Da, la Varna a fost un episod foarte interesant. Am ținut legătura foarte bine cu consulul Mazilu din Bulgaria. Știam permanență unde suntem, oricum toată lumea putea să vadă pe live tracker cam pe unde sunt și când am ajuns la portul Varna, l-am sunat pe domnul consul și i-am spus, acum intru
aș vrea să intru în apă și cam 2 ore durează până când traversez eu portul. Comparativ cu portul Constanța, portul Varna a fost mai dificil sau mai ușor de traversat? Mai ușor de traversat a fost la Varna. Este la, mai la Constanța a fost infern. La Constanța 9 km are zidul de nord, da, deci 9 km trebuie să ieși în larg ca să ocolești portul. Ei, la Varna aproape direct, doar 200 de metri a ieșit și l-ai traversat, numai că este traficul și acolo foarte mare la Varna. Și de asta spun că domnul consul a sunat la capitanie și capitania portului din Varna efectiv a asistat întregul trafic din portul Varna ca un român să traverseze în not acel port. A mai fost un moment iară foarte dificil pe partea Bulgariei la Golful Burgas. Acolo Golful Burgas este foarte mare, dacă ar fi fost să-l fac pe așa pe lângă țărm, aș mai fi pierdut 3 zile. Deci am avut de ales ori să înot 3 zile pe lângă țărm în condiții de totală siguranță sau să înot 14 km în linie dreaptă, să tai practic 30 Golf, de kilometri. Da. Și așa am făcut, am luat decizia bărbătească de a înfrunta acest pericol. Am înotat 6 ore atunci în continuu, mi-aduc aminte, a fost foarte, foarte dificil. Dar degeaba am înotat, că după aceea a venit furtuna și a trebuit să stau pe loc 3 zile. Da, suntem la final de emisiune, domnule Avramiancu, dar nu vreau să încheiem această emisiune înainte de a vă întreba. Ați ajuns în Petroșani. Eu am vorbit cu dumneavoastră, nu știu ce, dar ce au făcut autoritățile de aici, din Petroșani, din Valea Jiului, din județul Hunedoara? V-au întrebat, domnule, știu eu, când ajungeți, ca să vă organizăm așa o mică, nu petrecere neapărat, dar o festivitate mică de revenire în Petroșani. Da, eu doar am o zi de când am ajuns în Petroșani și de-abia azi dimineață mi-am reactivat numărul meu de telefon oficial, pentru că până acum am folosit o cartelă din Turcia pentru a evita costuri exorbitante. De-abia am venit în Petroșani. Bun, dar mă gândeam că vă contactează oamenii când ați ajuns în Constanța să vă întrebe, domnul Avramiancu, când ajungeți în Petroșani? Ca să vă organizăm așa la, știu eu, o mică festivitate acolo, un buchet de flori, o atenție, o ceva. Da, probabil că va fi sau nu va fi, nu știu. Deocamdată am venit de o zi, mă bucur că am revenit în orașul natal, familia, aici pentru familia... mine este acasă. Familia este foarte bucuroasă, fetițele mele sunt bucuroase că m-am întors acasă, le acord foarte, foarte mult timp acum să răscumpăr vremea. Tăticule, cum a fost acolo? Ce, cum? Vă dați seama că și ele înțeleg sau nu, mai mult sau mai puțin ceea ce se întâmplă acolo. Dar, așa cum ați spus pe burtieră, pentru ele, într-adevăr, sunt un învingător și pentru ele, într-adevăr, sunt eroul casei și asta este cel mai important pentru mine și pentru ele. E minunat când totul se termină bun, cu bine. Mai am o singură întrebare și după aceea încheiem. Ce planuri de viitor aveți? În viitorul imediat apropiat vreau să mă refac, să-mi revin și să mă bucur de această reușită. Îmi doresc să sărbătoresc alături de români centenarul Marii Uniri și pe mai departe, dacă Dumnezeu îmi va da sănătate în continuare și inspirație, să mai fac lucruri. Dar pentru anul viitor nu va trece nimic așa, nu? Este prematur să discutăm despre încercările de anul acesta. Tot la această emisiune ați făcut prima dată dezvăluiri, așa că mă gândesc că măcar așa ar fi bine să-mi spuneți cam ce gânduri v-au trecut prin minte, nu ce planuri aveți. Nu, acum, sincer, vă spun, îmi doresc să fiu sănătos. Am înțeles. Și dacă voi fi sănătos, și eu mai insist, așa ca și un jurnalist care se respectă, oare v-ați gândit să reluați anul viitor încercarea de pe Mississippi?
Nu știu, nu știu sigur. Deci nu știu sigur ce voi face anul viitor. Deci chiar nu știu. Bine, eu vă mulțumesc tare frumos pentru prezență. Încă o dată vă felicit. Și eu vă mulțumesc. Pentru deosebita reușită de anul acesta. Stimați telespectatori, atât a fost pentru această seară. Noi ne revedem mâine seară, începând cu ora 20:30. La revedere!